Un tânăr de 20 de ani, un om care crede că a devenit o altă victimă a sistemului judiciar din Statele Unite, vrea să evadeze. Stă în secția psihiatrică unde a fost plasat și așteaptă șansa perfectă pentru a accesa cabinetul medical. Omul știe să spargă lacătele, va sparge multe pe parcursul următorilor ani. În interiorul cabinetului se află o sticlă cu o substanță psihotropă extrem de potentă numită LSD. Ia sticla și la momentul potrivit se strecoară în camera personalului pentru a turna tot conținutul sticlei într-un ibric de cafea. Tot personalul care intră și iese din cameră se va droga fără să știe acest lucru. Omul a afirmat mai târziu, planul era ca în momentul în care toți acești oameni erau dezorientați să sparg lacătul și să evadez. Personalul care era atunci de gardă a consumat fără să știe o cantitate egală cu 100 de tablete de LSD. Dacă nu știi prea multe despre LSD, ceea ce e de bine, atunci îți spunem noi că 100 de tablete împărțite între o mână de oameni l-ar cauza halucinații serioase. Totuși, planul nu a funcționat așa cum își dorea personajul nostru. De fapt, situația a fost total diferită. La puțin timp după ce cafeaua a fost consumată, un asistent era la subsol privind un uscător de haine învârtindu-se iar și iar. Pupilele lui erau două discuri mari sclipitoare. Se uita la tamburul rotitor, pierzându-și încet mințile. Mașinăria devenise inamicul său de moarte. Asistentul țipa la uscător, îl lovea cu pumnul și cu piciorul, în timp ce la etaj oamenii din secție erau drogați de-a dreptul. Unul dintre medicii psihiatrii nu părea să știe unde se afla sau cine era. A fost văzută dansând nebunește într-o manieră sexuală sugestivă, spunându-le celorlalți deținuți despre cât de fierbinte se simțea. Scena era o fantasmagorie de oroare și comedie, însă în tot acest timp, plănuitorul și executantul acestei intoxicații în masă nu și-a putut comite evadarea. Paza a fost chemată la scurt timp, iar personalul a fost dus într-un loc unde să se liniștească. Tot ce a mai rămas a fost un uscător distrus de-a binelea care în ochii unuia dintre asistenți însemna o victorie răsunătoare. Bun venit în viața lui Mark DeFrist, Houdini din Florida, un maestru al evadărilor, un geniu veritabil care nu își poate găsi drumul în viață. O viață care din afară pare presărată cu comedie, dar în realitate sentința lui pe viață pe pământ era plină de tragedii devastatoare. Mark s-a născut în 1960 și a crescut alături de tatăl său și mama sa vitregă. Tatăl a servit în armată în timpul celui de-al doilea război mondial, în OSS, organizația care mai târziu a devenit CIA. Tatăl și fiul erau apropiați, iar acesta i-a transmis cunoștințele lui Mark. Aceste cunoștințe îl vor ajuta în multiplele lui evadări. Totuși, copilul era diferit, unii spuneau că e un savant. Alții afirmau că este un afurisit înalt funcțional, lucru care este valabil și astăzi. Mark nu înțelegea prea multe despre lume și nu socializa mult cu ceilalți copii. Își petrecea timpul de unul singur și ura școala. A fost transferat la o școală disciplinară de băieți pentru a-i potoli temperamentul, dar acesta obișnuia să fugă de acolo, un lucru pe care urma să-l facă o viață întreagă. Lucrul de care era pasionat era să dezasambleze obiecte pentru a le asambla la loc. În spatele casei exista un atelier, locul pe care Mark îl va numi mai târziu laboratorul lui Frankenstein. Acolo el experimenta cu substanțe chimice explodând de 2 sau 3 ori. Conecta electrocasnicele, dezasambla ceasuri, toate acestea cu abilitatea și dexteritatea unui expert. Viața lui a început să ia o întorsătură urâtă la vârsta de 19 ani. Tatăl său a murit și știind pasiunea lui Mark, i-a lăsat toate uneltele. Acesta a fost începutul tragediei, deoarece Mark nu prea știa cum funcționează testamentele și a luat toate uneltele înainte ca acestea să fie probate. Mama lui vitregă, căruia nu i-a păsat niciodată de el, a chemat poliția. Polițiștii l-au urmărit pe Mark în acea noapte și văzând toate lanternele, acest tânăr care nu știa prea multe despre societate a alergat pe jos. Nu avea nicio idee de ce îl urmărea poliția, nu avea nicio idee despre cum funcționează testamentele, a fost arestat și inculpat cu furt și posesia unei arme. A urmat închisoarea. Tânărul se simțea nedreptățit deoarece a luat doar ce era de drept al lui.
Într-o zi, după ora de studiu biblic, acesta și alți deținuți erau duși înapoi în celulele lor atunci când câțiva dintre oameni au încercat să fugă îndreptându-se direct înspre gardul de sârmă ghimpată. Nici unul dintre ei nu a reușit să treacă peste, dar Mark știa exact cum să escaladeze un astfel de gard, deoarece tatăl său l-a învățat. Mark a pornit o mașină și a plecat la drum, petrecându-și apoi noaptea într-un motel. Aceasta era problema lui. Înțelegea aspectele tehnice ale unei evadări, dar nu avea cunoștințe despre lumeni, oameni, intelectul social pentru a evita autoritățile prea mult timp. A primit alte 6 acuzații și a fost dus la o închisoare de unde a fost bătut de 14 deținuți care nu îl înțelegeau pe acest băiat bizar care nu prea se integra și căruia era teamă să le vorbească. Aceștia 14 l-au bătut și abuzat. După această întâmplare, Mark și-a tăiat încheieturile, s-a lovit cu capul de ușa celulei și a strigat întreaga zi, fiind mai apoi dus la secția de psihiatrie de unde va droga întreg personalul. Sistemul judiciar credea că are de-a face cu un băiat neastâmpărat care a avut norocul de a sări un gard de sârmă ghimpată. Nu prea le plăcea de deținut. Acesta cauza probleme, folosea un limbaj urât și nu se comporta precum i se spunea. Din acest motiv, de-a lungul anilor, Mark a fost bătut de nenumărate ori de către gardieni. Trebuia să scape, era singurul lucru la care se gândea. În mintea lui, o minte care funcționa diferit de cea a multor oameni, el luase doar uneltele pe care tatăl său i le-a dat. Evadările în rațiunea lui Mark nu erau crime, ci erau lucrul corect de făcut. Acesta era de fapt foarte rațional, uneltele ale mele, închiderea greșită, evadarea corectă. Într-o zi a fost întrebat dacă dorește să se alăture activității de tâmplărie și dulgherie, desigur că a acceptat. Acest om era incredibil la meșteșugărit. Atunci când a zărit pentru prima dată fâșiile de cupru rulat, lucrul care i-a venit în minte a fost: oamenii ăștia chiar nu vor să mai rămân pe aici. Motivul a fost faptul că vedea în atelier toate piesele necesare pentru a confecționa o armă artizanală. Din cupru și-a făcut țeava armei și apoi a fixat-o pe un pat artizanal. Atunci când arma era pregătită, a furat o daltă de gheață luând-o în celulă. Cu ea și-a scos unul dintre dinții din spate. Cu sângele curgându-i din gură, a chemat o asistentă și a fost dus la spitalul închisorii legat cu cătușe și lanțuri la picioare. Dentistul a știut imediat că era un gest de automutilare și a adăugat acest lucru la raportul său. După ce a fost consultat de dentist, Mark a cerut voie să meargă la baie. În baie și-a desfăcut cătușele și și-a confecționat arma. După aceea a îndreptat arma înspre gardien și a strigat: cine mișcă îi voi spulbera creierii. Ceilalți deținuți aflați în secție, probabil fiind într-o stare mentală mai proastă, au început să sară strigând. Mark a tras un foc de armă pentru a dovedi că aceasta funcționează. După aceea a dispărut pe ușă și a plecat în pădurea din apropiere. Totuși, la fel ca prima dată, nu prea știa cum să stea departe de autorități. A furat o mașină și a fost prins la scurt timp după aceea. A apărut pe primele pagini ale ziarelor, dar sistemul judiciar a început să se sature de acest băiat. A avut destule șanse, acum voiau să-l facă să sufere și așa a și fost. În închisoare, în timp ce autoritățile încercau să vadă dacă băiatul era destul de sănătos mental pentru a rezista procesului, l-au ținut închis 24 de ore din 24. Deci, putea participa la proces? 4 psihiatri spuneau că nu, nici vorbă, era bolnav mental. Omul nu știa ce este bine și rău. Desigur, înțelegea sistemul judiciar și nu era nebun. De fapt, era foarte talentat și cu toate acestea nu putea înțelege de ce se află în închisoare. Nu ar trebui să ia parte la un proces. Unul dintre psihiatri susținea că nu așa stau lucrurile și că Mark era un prefăcut. Același om decenii mai târziu s-a răzgândit, dar asta nu l-a ajutat pe tânărul de 20 de ani care a fost trimis iar la închisoare. Acolo a confecționat o altă armă, o variantă îmbunătățită a celei precedente, deși pentru aceasta a folosit doar un tub gol de pastă de dinți. Eram în faza mea de fabricant de arme, puteam face o armă din orice, susținea Mark mai târziu. De data aceasta a amenințat gărzile și pentru a se asigura că arma funcționează, a tras un foc înspre perete. Arma funcționa, iar ceilalți deținuți au văzut că Mark nu a tras deloc în direcția gărzilor, dar era destul.
Gărzile l-au bătut pe Mark la un pas de moarte și l-au forțat să stea într-o celulă complet întunecată, gol, lovit și distrus. La 11 zile după aceea a acceptat să pledeze vinovat fără să știe ce înseamnă acest lucru, pentru că atras în perete a fost acuzat de tentativă de omor. Mai târziu a fost trimis la penitenciarul statal din Florida, o închisoare care la momentul respectiv era un loc greu de controlat, în care violența și crimele erau la ordinea zilei. Niciun deținut din Statele Unite nu voia să ajungă acolo. Locul găzduia pe cei mai răi dintre cei mai răi. Mark încă nu se supunea complet regulilor deoarece nu înțelegea sistemul de închisoare sau codul penitenciarului. A fost bătut grav atât de gardieni cât și de deținuți în câteva ocazii, așa că a început să confecționeze din nou arme artizanale. Atunci când acestea au fost găsite, a fost trimis înapoi în izolare. Astfel, viața lui în închisoare era redusă la izolare totală. Ordinul dat de autoritățile închisorii a fost fără haine, saltele sau așternuturi. Nu avea voie să discute cu nimeni, nici măcar cu oamenii din închisoare. Nu i-au fost date obiecte de igienă personală, șervețele, pastă de dinți sau săpun. Uneori opreau apa din celula lui așa încât să nu poată trage apa la toaletă. Trebuia să mănânce cu mâinile în întuneric beznă. Tortura și umilința a fost comparată mai apoi cu ceea ce s-a întâmplat în Guantanamo Bay. Acesta a trebuit să își spășească sentința în întuneric, gol precum un animal capturat, iar dacă asta nu este o pedeapsă crudă și neobișnuită, atunci nu știu ce e. Pedeapsa lui părea să fie una medievală, o formă de tortură a zilelor moderne. Penitenciarul l-a trecut pe o listă de securitate consolidată, deci chiar și atunci când nu era în izolare, tot nu avea voie să iasă din celulă. În propriile sale cuvinte, acesta a spus: pot trece 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani fără să vezi cum arată curtea. În total, timp de 10 ani a cerut să vadă soarele și toate cerințele i-au fost respinse. Totuși, din când în când vedea gardienii și avea timp să le studieze cheile. După ce le-a studiat, a memorat tăieturile din chei astfel încât să-și poată face propriul set din hârtie. Am confecționat chei pentru fiecare tip de lacăt din America, a spus el ani mai târziu. A apucat să le folosească? Ei bine, Mark a încercat să evadeze de 13 ori și a reușit de 7. Odată a escaladat gardul și și-a rupt ambele picioare, cumva a reușit să pornească un camion, a intrat într-un blocaj al poliției și apoi, după o urmărire în viteză, a izbit camionul în sufrageria cuiva. Oamenii au fost foarte supărați, a afirmat acesta mai târziu despre proprietarii casei. El a avut sute de rapoarte disciplinare, dar nu a rănit niciodată o altă persoană. Majoritatea erau aplicate pentru infracțiuni minore sau pentru că a avut arme în posesie pe care le păstra pentru a se apăra în locurile violente în care a fost amplasat. Problema lui a ajuns publică și acum majoritatea susțin că acesta este un om cu probleme mentale care a fost înghițit de sistemul judiciar încă din primul an în care a fost bătut și abuzat de acei deținuți. A fost eliberat condiționat pe 5 februarie 2019 cu condiția că va petrece un an într-un centru de sănătate mentală și abuz de substanțe. De-a lungul anilor a dezvoltat dependențe pentru multele droguri pe care le-a primit în închisoare. După doar câteva zile a manifestat semne de episod maniacal bipolar și rinichii au cedat. A fost ulterior testat pozitiv pentru metamfetamină. Mark a fost trimis la închisoare și așteaptă să vadă în ce unitate va ajunge. Au trecut în jur de 40 de ani de când acesta a fugit cu uneltele tatălui său. 27 dintre aceștia au fost petrecuți în izolare solitară, fără a vedea măcar soarele. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!